Păi ce faci? Nu ziceam că vorbesc eu primul? Ei bine, dragi monstrului, dar iată că seria de laptopuri de gaming Lenovo 2023 nu conține doar laptopuri Legion, pentru că anul acesta s-a lansat o nouă familie de laptopuri dedicate celor care doresc un raport calitate-preț cât mai bun. Este vorba de seria de gaming Lenovo Lock, o serie care încearcă să ajungă în mâinile cât mai multor utilizatori. Lenovo Lock este construit integral din plastic, însă la prima vedere nu ai spune asta, finisajul mat aducând aminte de aluminiul anodizat de pe seria Legion. Chiar și așa discutăm despre un laptop solid care nu flexează și nu se îndoaie în niciun fel, echipat cu un sistem de răcire destul de bine pus la punct, dar și cu conectorii dispuși așa cum ne-au obișnuit cei de la Lenovo. Desigur, discutăm despre un notebook de gaming, asta înseamnă că cei de la Lenovo au echipat laptopurile din seria Lenovo Lock cu o tastatură cu o cursă a tastelor de 1,5 mm, potrivită atât pentru gaming cât și pentru redactare de text. Butonul Power cu LED-ul de stare a rămas la locul său. Așa cum v-am mai povestit deja, dacă luminița este albă, avem de-a face cu profilul Balance, dacă luminița este albastră, discutăm despre profilul Silent, iar dacă luminița este roșie, înseamnă că folosim profilul Performance, profilul pe care ar trebui să-l utilizăm pentru gaming sau editare foto-video. Între aceste profile putem comuta cu ușurință cu ajutorul combinației de taste FNQ sau cu ajutorul utilitarului Lenovo Vantage. Rețineți însă, pentru a folosi profilul Performance, pentru a permite plăcii grafice și procesorului să ofere performanța maximă de care sunt capabili, trebuie să fim conectați la alimentator. Lenovo Lock nu suferă deloc la capitolul conectică. Mare parte, așa cum ne-au obișnuit cei de la Lenovo, este dispusă pe partea din spate, astfel încât pe laterala stângă găsim un conector Type-C și conectorul audio in-out, iar pe laterala dreaptă avem un conector USB și, bineînțeles, obturatorul electronic al webcam-ului. Ceea ce înseamnă că pe partea din spate vom mai găsi conectorul alimentatorului, un conector HDMI, conectorul RJ45 pentru conectivitatea la rețea și doi conectori USB 3.2. Avem o carcasă compactă și elegantă, avem o tastatură de gaming, ce mai lipsea? Evident, un display pe măsură. Iar în cazul de față este vorba de un panou de 15,6 inch cu o rezoluție Full HD și o rată de refresh de 144 Hz, compatibil cu tehnologia G-Sync. Desigur, așa cum v-am mai povestit, toate gamele de procesoare sunt împărțite în mai multe familii și fiecare familie are mai multe modele diferențiate în funcție de configurație. Pe lângă combinațiile de procesor și placă video, mai diferă, bineînțeles, și configurația memoriei sau SSD-ul folosit pentru stocare. Exemplarul de Lenovo Lock pe care îl vom testa astăzi este bazat pe o placă grafică Nvidia GeForce RTX 4050, un procesor Intel Core i7 13620H, 16 GB de RAM DDR5 și un SSD Micron de 512 GB. De asemenea, avem de-a face cu display-ul cu o diagonală de 15,6 inch cu rezoluție Full HD și o rată de refresh de 144 Hz. În ultimul rând, la rețea ne putem conecta grație soluției Wi-Fi 6 sau putem folosi conexiunea cu fir Realtek Gigabit LAN. Procesorul a reușit să randeze scena noastră de Blender în aproximativ 105 secunde, obținând aproximativ 4999 de puncte în Cinebench R20. De asemenea, SSD-ul Micron oferă performanțe medii pentru un SSD NVMe cu viteze de citire și de scriere de aproximativ 3000 de mega pe secundă. Nu în ultimul rând, în FireTrack Extreme Ultra obținem un scor de 4587 de puncte, în timp ce la capitolul temperaturi ne apropiem un pic de 100 de grade la capitolul procesor, pe de altă parte placa grafică nu atinge 69 de grade. Așa cum vă spuneam, laptopurile din seria Lenovo Lock sunt echipate cu un display bazat pe un panou cu o diagonală de 15,6 inch, rezoluție Full HD și o rată de refresh de 144 Hz. În testele noastre, acestea au dovedit un nivel de alb de aproape 400 de candele pe metru pătrat, respectiv un contrast de aproape 2000 la 1. De asemenea, reproducerea culorilor este foarte bună, valoarea medie delta E fiind subunitară, mai precis 0.6, iar uniformitatea este la înălțime, ceea ce înseamnă că și pe acest laptop putem face activități ceva mai avansate, cum ar fi editare foto. Interiorul lui Lenovo Lock este dominat de sistemul de răcire foarte generos dimensionat pentru categoria de preț din care face parte, acesta fiind alcătuit din 3 heatpipe-uri care preiau căldura de pe procesor și de pe placa grafică, 4 radiatoare cu lamele de cupru și 2 ventilatoare centrifugale care introduc aerul rece în carcasă prin partea de jos și îl evacuează prin laterale și prin partea din spate. La fel ca și în cazul seriei Legion, memoriile sunt protejate cu ajutorul unui radiator de aluminiu, dar de această dată SSD-ul și placa de rețea wireless nu mai au radiatoare pe ele. Partea bună este că, la fel ca în cazul seriei Legion,
mai avem un slot NVMe nepopulat, deci dacă dorim să montăm două SSD-uri în Lenovo Loc, o putem face fără probleme. Latura inferioară este ocupată de cele două difuzoare ale sistemului de sunet stereo, respectiv de un acumulator cu o capacitate de 60W, care ar mai fi avut puțin loc să se extindă și în această parte dacă am fi mutat bateria de BIOS în altă parte. Hei, dragii monstrului, dar multe bunătăți au mai lansat cei de la Lenovo anul acesta. De fapt, seria de laptopuri cred că este mai bogată ca niciodată, pentru că avem de-a face cu numai puțin de 5 serii, dintre care 3 se află pe birou în fața mea. Fiecare serie adresează un tip anume de consumator, de la Lenovo Legion Pro 7, care se adresează celor care nu vor să facă niciun compromis, vor să aibă cea mai ridicată performanță, cu al său sistem de răcire Lenovo Legion Coldfront 5.0 cu vapor chamber, care poate disipa până la 235W, cu tastatura Lenovo Legion TrueStrike Pro, cu excelentul display, aș spune eu, construcția integral metalică și, în ultimul rând, cu o soluție dedicată de inteligență artificială care ar trebui să ne asigure performanță crescută în jocuri. Ajungem la Lenovo Legion Pro 5, care păstrează multe dintre caracteristicile fratelui său mai mare, cum ar fi inteligența artificială sau sistemul de răcire Lenovo Legion Coldfront 5.0, capabil de această dată să disipe 200W, display-ul excelent de 16 inch, precum și tastatura Lenovo TrueStrike. Și nu în ultimul rând, pentru cei care au nevoie de o soluție care oferă un raport calitate-preț cât mai bun, avem noua serie Lenovo Loc, cu un sistem de răcire care este capabil să disipe până la 135W, display-uri cu rată ridicată de refresh, 144Hz, și un design care combină în mod fericit, din punctul meu de vedere, minimalismul cu eleganța. Salutare, prieteni, eu sunt Holy Diver și astăzi o să vă prezint partea de gaming, mai precis partea de casual / AAA gaming, de care este capabil acest laptop cu un RTX 4050 în el. Atenție, avem de data aceasta o placă entry-level de la Nvidia într-un laptop cu un Intel Core i7, nu știu, v-a zis monstru mai devreme, oricum. Primul joc pe care o să-l testăm astăzi este Forza Horizon 5, un joc cu grafici excelente pe care îl vom juca, deși avem o placă entry-level, îl vom juca pe high și vom beneficia, bineînțeles, sau mă rog, vom testa, bineînțeles, tehnologia DLSS a celor de la Nvidia. Deci vom avea frame-uri în plus generate cu tehnologie AI, o tehnologie care permite plăcii grafice să ghicească practic următoarele frame-uri și să le genereze în avans, ca apoi să avem un frame rate stabil. Bun, așa cum spuneam, jocul este pe preset-ul de high, iar DLSS este pornit. La fel, bineînțeles, și frame generation-ul. Haideți să vedem cum se mișcă jocul. Bineînțeles, să și deblocăm FPS-ul, ca să vedem câte FPS-uri putem strânge. Bun, cu totul pe high, mamă ce șofer, fai de capul meu. Dacă mă vedeți vreodată șofer de Uber, să nu acceptați cursa. Așa cum putem vedea, avem 155 FPS, ceea ce nu este rău deloc. Și vedem, deși GPU utilization-ul este peste 90%, jocul se mișcă bine, avem peste 160 de frame-uri în momentul de față și am început, practic, am intrat în acțiune. Haideți să vedem cât de bine pot să conduc mașina asta. Ok, uite că avem și un spectacular jump aici. Incredibil că frame-urile nu scad sub 160. Deci uitați-vă cât de bine generează tehnologia celor de la Nvidia frame-uri. Chiar dacă ne jucăm pe un preset pe care, teoretic, fără această tehnologie, n-am avea nicio treabă să avem peste 100 FPS în acest joc. E, bineînțeles, în cutscene-uri o să avem 30 de FPS, că așa sunt randate cutscene-urile în joc. Asta n-are treabă cu placa video, după cum puteți vedea oricum, și utilization-ul a scăzut la 12%, 15%, ceva de genul. Bun, și acum parcă avem partea în care ne dă mașina bună. Așa, bun, hai să vedem. 175 FPS? Nici nu-i rău. Trebuie doar eu să mai învăț să conduc. Hai că nu mă descurc pe oricum. Am jucat și Forza 4, doar că l-am jucat cu controller. Este obișnuit cu controllerul. Pe taste un pic mai greu. Dar nu-i nimic, că ne descurcăm oricum. Ia să vedem. Luăm și noi curba asta cu... Așa, bun. Perfect. L-am și lovit pe băiatul ăla puțin. Perfect. Și pe ăsta l-am tamponat. Acum avem secțiune de off-road. Ok. Mamă, dar și greu ia curbele astea. Nu ne oprim. Mergem cu viteză maximă orice ar fi. Dar e bine că ne ajută și placa video, știi? N-avem frame drops, n-avem lag deloc. Bun, deci, după cum puteți observa, jocul se mișcă excelent, chiar și cu o placă entry-level. Iar asta este datorită tehnologiei DLSS 100%.
Adică n-avem, nici n-avem termen de comparație cu, cu plăcile care nu au această tehnologie. Și dacă vreți să aveți parte de performanțe de genul ăsta în jocuri fără să spargeți banca, deci fără să dați gaură în cardul vostru de credit sau cardul de credit al părinților, mergeți cu încredere pe tehnologia DLSS 3.0 a celor de la Nvidia, pentru că uitați ce poate să facă, poate să vă genereze o grămadă de frame-uri în jocuri, iar asta vă va duce experiența de gameplay la un alt nivel. Mai departe, o să avem un titlu mai comun, ca să zic așa, pe care îl știe toată lumea, pe care l-a jucat toată lumea, mai puțin eu. Eu nu l-am jucat atât de mult, sau mă rog, cel puțin când l-am jucat, îmi plăcea mai mult să construiesc decât să supraviețuiesc. Mă rog, în fine, este vorba, bineînțeles, despre Minecraft cu RTX. Am revenit, prieteni, cu Minecraft with RTX, unde o să vedem cum se vede ray tracing-ul în Minecraft. Știu că majoritatea lumii este îndrăgostită de versiunea de Java, însă mie îmi place foarte mult și versiunea de Windows, pentru că are o grămadă de features foarte interesante, în principal RTX-ul, bineînțeles e și marketplace-ul, este și o comunitate destul de vastă acolo care face content pentru acest joc, iar eu am ales să intru pe harta Medieval, creată chiar de cei de la Nvidia, și puteți observa cât de frumos arată, puteți observa față de Minecraft-ul de bază, cum se reflectă lumina și cum arată texturile într-o, da, cu RTX pornit, cu o placă video foarte bună la bord. Nici nu există termen de comparație. Băgăm și un not frumos. Deci chiar și aici se poate vedea fizica din spatele modului în care este randat lumina. Uitați cât de frumos și cât de realistic se vede. Întotdeauna am fost foarte plăcut impresionat de hărțile astea custom și cât de multă atenție a intrat în ele și cât de multe detalii putem să vedem. Încă chiar aici putem să vedem în această prăpastie. O prăpastie care în Minecraft e o chestie super banală. Aici arată absolut superb. Vedem umbra și lumina cum cade în această gaură. Este, nu știu, mi se pare foarte frumos, mi se pare superb. Și mi se pare că experiența în sine a jocului poate fi mult îmbunătățită cu RTX. Hai să coborăm să vedem ce găsim pe aici. Nu știu, adică cu siguranță majoritatea dintre voi ați jucat versiunea normală de Minecraft, dar asta, sincer, mi se pare altceva. Uitați cum sunt luminate peșterile și cât de frumos se vede totul. Iar acest lucru, bineînțeles, este posibil datorită, nu-i așa, plăcilor din seria RTX și, bineînțeles, datorită tehnologiei Ray Tracing, care asta face. Așadar, ați putut observa diferența dintre cum se vede Minecraft-ul normal, experiență cu care sunt convins că sunteți familiar, și cum se vede Minecraft-ul cu RTX. Bun, sper că v-au plăcut jocurile pe care vi le-am arătat azi cu această placă RTX 4050. Mai departe, colegul meu, Ang, o să vă arate cum se mișcă placa într-un titlu eSports. Ne-am întors și în partea a treia a review-ului pentru acest laptop, și anume partea de eSports sau de gaming, unde avem jocul Fortnite, un joc care, după cum știți, este un Battle Royale sau cum nu știți, un joc în care chiar ai nevoie de foarte multe frame-uri și este foarte, foarte important să se miște foarte bine mouse-ul și să poți să tragi la fel de bine. Așadar, intrăm rapid de tot în setări, de aici ce setări își fac majoritatea jucătorilor. O să mergem pe 1.16:9, frame rate-ul pe Unlimited, DirectX 11, motion blur-ul clar pe off, dăm pe custom aici la setări, anti-aliasing-ul pe off. Ăsta pe recommended, nici nu putem să-l modificăm. Dynamic resolution pe 100% ca să se vadă totuși bine. 3D off, shadows off, fără ambient occlusion, reflexii fără, view distance-ul lăsăm pe epic, texture lăsăm pe medium, efectele pe low, post-processing-ul pe low, să vedem și FPS-urile, și Nvidia Reflex pe on. Nvidia Reflex practic te ajută să țintești mai bine, pentru că reduce system latency-ul, stați că nu vrem să încercăm, maybe later. O să ne jucăm pe un laptop cu RTX 4050, nu m-am jucat de foarte mult timp pe un 4050, simt cum se descurce în Fortnite. Sincer, am așteptări destul de joase în Fortnite, pentru că știu că cam cât de mult consumă jocul ăsta, dar hai să vedem dacă mă poate surprinde laptopul ăsta. Văd aici că deja e mult mai GPU-based jocul, vedem un meniu de fapt, 38% pe GPU și doar 14% pe CPU. Vedem și în joc cum se descurcă, ne-a găsit și meci. După cum am mai zis de 100 de ori, vedem aici acest marker roșu, mă rog, laser roșu care este din la butonul de power al laptopului. El trebuie să fie pe roșu pentru putere maximă în jocuri. Mai sunt două moduri, modul pe albastru, care practic este quiet mode, adică nu merge foarte bine ventilatoarele și evident nu ai maxime performanțe. Și mai e și modul pe alb, care e auto,
care când ai nevoie, în principiu, progresează. Dar vedem un average frame rate aici de aproximativ, a început să crească și la 200, hai să așteptăm totuși în joc, vedem cum este și în joc. Vedem că e destul de bine optimizat, de fapt, jocul. Avem 46, 45 cu 60, mai crește din când în când. Da, vedem imediat cum aterizăm. Văd că domnul Holy Diver nu prea s-a jucat Fortnite. N-are nicio zonă descoperită. Mergem aici la Freezing Fields. Sunt foarte mulți jucători profesioniști care se plâng de Fortnite în late game, mai ales pentru că li se mișcă destul de greu calculatorul când vine vorba de late game. Repet, jocul ăsta în principiu e destul de consuming când vine vorba de calculator. Vedem acum un, mă rog, sunt în casă. Vedem un om în față, să sperăm că nu a reușit să ne bată. Ne merge 150 de frame-uri, destul de ok. Momentan avem un 150, destul de ok, aș putea zice. Cam asta a fost tot, din păcate, fără sunare, destul de greu, m-a scos cu mamut pistolul. Deci avem un average frame rate de 150, practic, pe Fortnite. Se mișcă destul de bine, după cum ați văzut, Nvidia Reflex-ul își face treaba că mai scad frame-urile. Așadar, dacă vrei să te joci Fortnite și, mă rog, să zicem pseudo-competitiv, nu neapărat la competiții, competiții serioase, dacă vrei să faci practic acasă înainte de o competiție, cred că laptopul ăsta e destul de potrivit și poți să-ți faci foarte bine treaba, să te antrenezi foarte bine pentru zona de e-sports pe un astfel de laptop. Ajută foarte tare și Nvidia Reflex-ul de față, pentru că este optimizat Fortnite-ul. Nu cred că e nevoie să mai dau un match, pentru că am fost destul de multe fight-uri acolo, lupte, și s-a văzut clar că se mișcă foarte bine. Cam asta a fost partea de e-sport și cam asta a fost o review. Vă așteptăm cu un alt review dacă aveți nevoie să vă uitați la un alt laptop. Dacă nu, sper că v-ați format o părere despre acest laptop și sper că v-a plăcut. Eu am fost Tank, mulțumim și lui Holy Diver care ne-a ajutat înainte cu jocurile clasice, iar îi mulțumim pe această ocazie și lui Monstru pentru că ne-a ajutat să ne arate cum arată de fapt laptopul el desfăcut. Vă mulțumesc că v-ați uitat și o zi cât mai frumoasă.